Martin Vali este aparent un om simplu de la țară, care locuiește în comuna gorjană Aninoasa. Mâinile sale dibace pot face însă orice, chiar și un tractor. Cum v-a venit ideea să faceți un tractor de unul singur? Mi-a venit ideea ca să fac un tractor singur. Am văzut la cineva și fiind de meserie auto, am zis că trebuie să fac și eu ceva. Am cumpărat motorul. De care? De termochin. Mercedes sau? Mercedes de termotin. Uh -huh. Și de acolo am plecat. Am cumpărat din târg, din Târgu Jiu, uh -huh. din târgul de auto, am cumpărat cutie de viteză de aro 10, uh -huh. am cumpărat axa pentru uh -huh. spate de aro-aro, are transmisie i-am făcut transmisie ca să reduc viteza, că alerga prea tare, și i-am făcut transmisie prin lanț. Gorjanul a mai adăugat apoi componente din mașini precum Dacia sau Mozvici, iar după 2 ani de muncă, produsul final a fost un tractor perfect funcțional și util. E pentru uz casnic, nu industrial. La ce l-ați folosit până acum pe aici? La arat, la prășitoare, de prășit și îngropat porumbii și cu o remorcuță care și-a și e făcută pe o axă tot de aro și își face treaba ce e de, de cărat porumb, greu, agricole. Bani cam cât v au ajuns, așa. Bani în banii vechi, da, în bani. cum a vechi, în banii vechi, în jur de 15 milioane. Uh -huh. Cu tot, tot, tot. Să nu zic și munca mea. Tractorul construit de navalii a stârnit admirația vecinilor care au beneficiat și de ajutorul inventatorului. E un om muncitor, om de casă, uh -huh. Ce aduce, toți, toți banii acasă. Ce ați gândit când de ați văzut că s-a apucat să facă tractor? Ce a zis lumea pe aici prin sat? Da, toți s au mirat că bume meseriaș, păi cum să faci, că să face în fabrică uh -huh. tractoarele și... Și? Păi el... -a că e gata. Acum mai că e gata și a văzut, a rămas tot așa surprins. L-ați chemat să vă are teren pe vecinul cu tractorul ăsta? Da, ne-a plimbat și cu ragilor, de, cu remorc am cules porumbii. Nu ne rămâne de făcut decât să-i urăm gorjanului spor la treabă la muncile agricole.